În toate zilele de pelerinaj, efortul duhovnicesc al credincioșilor care au așteptat la rând a fost susținut în spiritul dragostei creștine de sectoarele social-filantropice ale administrației patriarhale și centrului eparhial. Acestea, cu sprijinul celor 13 protopopiate din Arhiepiscopia Bucureștilor, au arătat ospitalitatea specifică Martei și au oferit pelerinilor alimente. Astăzi, produsele au fost dăruite de protopopiatele Ploiești Nord și Ploiești Sud. Parohiile brahovene din protoieriile Ploiești Nord și Ploiești Sud au fost și în acest an alături de pelerinii veniți să înalțe rugăciuni pe Colina Bucuriei. Parohiile din protopopiatul Ploiești Nord și anul acesta s-au organizat să iasă în întâmpinarea pelerinilor care sunt pe Colina Bucuriei în aceste zile spre a cinsti pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, pe Sfântul Ierarh Nectarie, pe Sfinții Împărați Constantin și Elena și pe Sfântul și Dreptul Lazar cel înviat a patra zi din morți. S-au pregătit prin intermediul parohiilor 1000 de sandvișuri, 1500 de sticle de apă îmbuteliată, s-au pregătit 1000 de pachete de biscuiți, cafea și ceai, astfel încât cei care au de așteptat foarte mult timp în aceste zile ca să poată cinsti Sfintele Moaște, să poată primi o mângâiere trupească, având în vedere efortul și jertfa pe care ei o fac în aceste zile. Mulțumim lui Dumnezeu că și anul acesta ne-a ajutat să fim și noi pelerini la Moaștele Sfântului Dimitrie cu ocazia Hramului Catedralei Patriarhale și a fost o bucurie pentru toți preoții protoieriei noastre să vină în sprijinul celorlalți pelerini și ne-am bucurat ca și anul acesta să fim prezenți pe deal cu peste 1000 de sandvișuri, cu dulciuri, cu cafea, cu ceai, pentru a face un pic mai, zicem noi, mai plină de bucurie așteptarea ca pelerinii să treacă să se închine Sfintelor Moaște. Mulțumim lui Dumnezeu că putem să facem lucrul acesta, să venim cu bucurie în sprijinul acelora care cu evlavie, cu credință, cu dragoste vin și se roagă pentru binele lor personal, pentru binele familiilor, pentru binele comunităților din care fac parte. Pe parcursul întregii săptămâni, distribuirea hranei a fost asigurată de asistenții sociali și de personalul din cadrul sectoarelor social-filantropice ale administrației patriarhale și ale centrului eparhial, ajutați de voluntarii tineri în acțiune. Acum, la încheierea Hramului Catedralei Patriarhale, putem spune că zilele petrecute aproape de pelerinii care au venit să se închine la Moaștele Sfântului Dimitrie au fost cu totul și cu totul aparte. Am fost alături de pelerini împreună cu protoieriile din Arhiepiscopie, oferindu-le, atunci când au avut nevoie, atât hrană, sandvișuri, biscuiți, cât și apă, ceai, cafea. Cele 13 protoierii au oferit pelerinilor aproape 21.000 de sandvișuri, 21.000 de pachete de biscuiți sau eugenii și peste 30.000 de sticle de apă. Pe timpul nopții, pentru că temperaturile au scăzut foarte puternic, am fost alături de pelerini oferindu-le ceai cald. În fiecare dintre seriile petrecute aici pe colină au fost împărțite peste 2.000 de pahare de ceai cald celor care aveau nevoie să se încălzească. Un ajutor deosebit de important se cuvine să menționăm că a fost primit din partea mănăstirii Sitaru, care și anul acesta, ca și anul trecut, a fost alături de noi. Dintre voluntari pot să spun că am văzut multă bucurie. Bucurie pentru că au putut să fie alături de pelerini, bucurie că au putut să ajute în colaborare cu voluntarii de la sectorul pentru învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cei aproape 300 de voluntari. Am colaborat foarte bine și am putut să fim cu adevărat alături de pelerinii veniți să se închine la Moaștele Sfinților. Protopopiatele Arhiepiscopiei Bucureștilor au adus pachete cu alimente la intervale orare diferite, astfel încât un număr cât mai mare de credincioși să poată primi hrană.